Raportă. Da, raportul adunului numere, adică alfabet beta. A fost aici când au fost luate complementare, acum să le luăm suplementare. Aoleu, le-am luat doar complementare. Da, da. Hai, ia să-l dar dacă ai înțeles, te rog să vorbești tu pentru suplimente. Deci avem raportul, îl dau încă o dată, domn profesor. Vă zic eu. 13 și 32 e raportul. Alfa, deci alfa, avem alfa supra beta egal cu 13 supra 32. Da. Și că alfa plus beta de data asta. Alfa plus beta cât e egal, Daria? 180, corect. Hai să... Ia să vedem. Și cum lucrăm, Daria, acum? Fără, cum ai zis tu. Altfel, egal 180 grade minus beta. 180 grade minus beta. Și va fi mai sus, o să fie cu 180 grade minus beta, supra beta. O să fie egal cu 13 supra 32. Da. Și 180 grade minus beta ori 32 este egal cu 13 beta. 13 beta. Facem înmulțirea aia 180. Cât tu dar trebuie în capul? 180 ori 32. 180 ori 32. Dă 5760. Da, că era ori 2, 2880. Da, minus 32 beta. 5760 minus 32 beta. Este egal cu 13 beta. Și o să adunăm 32 beta. Da. Și o să fie 5760 este egal cu 45 de beta. Da. Și atunci... Beta va fi egal cu... Beta va fi 128 grade. Da? E împărțit acolo? Da. 128 de grade. Așa. Iar alfa? Cred că la altul a fost 20 și cât, domn profesor? La A. 64 de grade. 64 și celălalt, domnul? 26. 26, ăsta cred că e 52. Da. Dacă e dublu, da? Și ceva, iată că am aflat aici. Sigur că din nou manevra aceea făcută de tine mergea, era tot atât de elegantă. Da. Dar la alfa plus beta puneam 120 grade acum, cât era cunoscut și ea, și așa, fie alfa, fie beta, de funcție. Da. 21. De la 186. Atenție, vreau să ziceți voi relația. Raportul dintre măsura suplimentului și măsura complementului unui unghi este raport. Alfa supra beta egal. Raportul dintre măsura suplimentului și măsura complementului. Egal cum? Deci raportul... Nu contează cât e egal. Măsura suplimentului. 180 supra 90. Minus. 180 minus. Alfa. Minus alfa e suplimentul. Așa, 110 minus alfa. Supra, 90 minus alfa este egal cu... Deci, raportul dintre măsura suplimentului. Când ați auzit măsura suplimentului unui unghi, 180... Măsura suplimentului, deci 180 minus alfa. 180 minus alfa, supra. Măsura complementului. 90 minus alfa. A unui unghi, ascuțite... De grade. Da, de grade, domn profesor, vă atrage atenție. Este egal cu 14 pe 5. Aflați unghiul. Să aflăm pe alfa, ca și cum ar fi da. Necunoscută. Ce să facem? Vreau să mergi la dat o să-i strângă? Nu. Dar cum vreți? A, vin. 180 minus alfa. Ori 15. Echivalentul. 15 plus 180 alfa minus alfa. Da. Egal cu 14 pe lângă 90. Tu înțelegi alfa, Daria? Cu producții extremă. Vorbește cu Daria. Și acum facem... Cum acolo? 180 ori 15. Ce fă, Daria, de repede? Dar nu mai vreau să facem așa. Vreau să fac... 270. Hai, lasă. Minus 15 alfa. Vorbește. Egal cu? 275. 2700. 2700. 2750. Nu, nu
stop digital. Așa, deci 2700. 2700. Grade minus 2700 grade minus 15. Minus 15 alfa este egal cu 90 ori 14. 1260 de grade minus 14 alfa. 1260 grade minus 14 alfa. Da. O să scădem 1260 de grade. Da. Și o să fie... Am pus 440 de grade minus 15 alfa, care este egal cu 14 alfa. Și o să adun 15 alfa și 440 de grade o să fie egal cu 29 alfa. 1440. Da. Că e 2700, 1260. 1440. Atenție. Da. Da, să vedem. Da, ai zis 440. 1440 de grade. Da. Da. Este egal cu 29 alfa. Dar ce ai făcut? 29. Pentru că am adunat 15 alfa. Și... Păi și când adun? Dacă l-ai gătitat, adun 15 alfa. Că mai... Da, 29 de alfa. Păi cum, ai 15 alfa minus 14 alfa? Am adunat. Păi da. Păi da. Și aici tot dus, plus 15 grade minus 15 grade tot dus alfa. 15 minus 14. Și acolo 15 minus 14. Atenție. În partea dreaptă, când adun 15 alfa, ce se întâmplă? Ai plus 15 alfa minus 15 alfa, nu mai ai în partea, dreapta, în partea stângă, da? Da, nu mai am minus acolo, adică nu mai ești. Hai, deci, faceți, domn profesor. Da, înainte la orice număr e minus. Deci adunăm pe cine? Pe 15 alfa. Da. Și vine 2700 grade plus 15 alfa. Că atunci și în partea asta, minus 15 alfa. Și ce se întâmplă cu asta? Și egal cu 1260 de grade plus 15, plus 15 alfa care l-am adunat minus 14 alfa. Nu? Nu asta înseamnă de aici? Dacă ai fost aici cu plus 14 alfa, aveai tu dreptate, 29. Dar e tot minus 14 alfa este. Ai înțeles? Și ai plus 15 alfa, minus 14 alfa, alfa. Deci 1440 de grade egal cu alfa. Cum ăsta e ascuțit? Alfa. Imposibil. Păi este imposibil cum arată aici. Mai citim o dată. Raportul dintre măsura suplementului și măsura complementului unui unghi ascuțit este 14 supra 5. Supra 5. Nu supra 15. Deci ca și mărimile. 110 minus alfa 14, 90 minus alfa 5. E supra 5, da. Ori 5. Deci ori 5. Așa. Și 110 ori 5 înseamnă 900, de fapt. Da. 900. Deci vine acum minus, minus 5 alfa, 180 și face aici 900, da? 900 minus 5 alfa. 1260 minus 14 alfa. Minus 5 alfa egal cu 1260. Și corect acolo. Acum ce facem, Daria? Adunăm 5 alfa, domn profesor, dacă sau cum vreți. Să facem relația care am avut înainte. Păi nu, hai să lucrăm pe asta, din simplu. Păi eu zic să scădem 900. Scădem 900. Scădem 900 din ambilimentări, minus 900. Da, să scăpăm în partea. Și o să fie... Bine, minus 5 alfa. Minus 5. Haideți să adunăm întâi 14 alfa, nu vreți? Să nu ne așa. Asta e mai bine. Să adunăm întâi 14 alfa. Ca să nu mai avem acolo minus. Nu fie situația asta de minus 5 alfa. Da, bine, știi? Deci este continuu. Plus 14 alfa. Faceți cum vă convine și vă orientați. Și vine 900. 900 minus. Minus cât? Minus 14 alfa. De ce minus 14? Plus 14 alfa minus 5 alfa. 14 alfa minus 5 alfa. Adică 9 alfa. Adică plus 9 alfa. Ce să mai? Plus 9 alfa egal cu 1260. Și acum scădem. Acum scădem pe 900. Vezi? Asta era ordinea firească. Exact. Și iese 9 alfa egal cu 360. Și alfa este egal cu 40 grade. Și l-am aflat. Alfa egal 40 grade.
Ei, mai vedem o dată ce a urmărit autorul prin asta. Care a fost, credeți voi, obiectivul? Care a fost obiectivul? Am vrut să suplimentul. Să scriem o suplimentul în alfa. Dacă știm să scriem 180 minus... Alfa. Minus unghiu. Complementul și raportul dintre ele. Și raportul. Și formarea asta. Raportul dintre suplement și complement. Egal cu așa ceva cu 14 pe 5. Apoi, ce înseamnă să traducă relația asta, produsul major egal cu produsul extremă, că este de fapt o egalitate din două fracții. Aici sunt două fracții echivalente. Fracția asta e echivalentă cu fracția cealaltă. Cum zici, 13 pe 26 egal cu, nu știu cât, 1 pe 2, parcă, nu? 13 pe 26. Și așa mai departe. Și acum, produsul major cu produsul extremă, am lucrat. Am luat aici încă un moment. Sigur că tentate scazi pe 900, dar se rămâne minus 5 alfa și este nu tocmai feresc. Și când vedeți așa, vor ieda față. Stai, mai întreabă atunci cu 14 alfa peste tot. Deci, tot timpul a vrut să încurce. Da, voi lucrați cu un pic mai convenabil. Sigur, 22, de la pagina 186. Aflați măsura unui unghi știind că este A, 1 pe 2 din suplementul său. Este 1 pe 2 din suplament. Okay. 1 pe 2 din 180 minus alfa. Egal cu cine? Este egal cu alfa. Asta zice, alfa egal, și aflați unde știm că este, el este, alfa egal cu 1 pe 2 din 180 minus alfa. Deci mai decu, acum lucrăm din la îndemână. Acum o să scriem cu 180 minus alfa supra 2, pentru că nu mai are sens să mulțim cu 1. Da. Deci alfa. Alfa este egal cu 180 minus alfa supra 2. 180 cu 2 și o să scriem că... 180 cu 2 se poate? Da. Dacă ai minus între ele, sus, atenție. Oh. Da, e atenție. Știi, asta e atât de grav. Nu vă supărați, dar când văd așa ceva, eu profesorul, sublimiez asta. Profeț. Și pun 2. Nu. Nu mai mă uit încă el. Exact, 2. Păi da, este atât de grav, nu mi-ajută să minus plus, plus produsul minus egal cu produsul extrem. Cât poți să faci așa simplific? Dacă e o operație de mulțire, Dania. Atenție! Deci la adunare sau scădere, dar dacă scoți un factor comun, factorul acela îl simplifici. Atenție! Deci aici... Când așa cu ăsta, cu ăsta, e terminat. E minus, e plus, n-ai voie. Facem produsul minus egal cu produsul extrem sau ducem la același numitor. Da? Deci, ca să nu pici în păcatul ăsta, cel mai bine am pute și cu 2. Da. Și înseamnă 2 alfa sau alfa ori 2 egal cu ăsta, deci e 1 ori ăsta. 2 alfa este egal cu 180 minus alfa și o să adun alfa și 3 alfa este egal cu 180 integrale, de unde rezultă că alfa este egal cu 60 grade. Corect. Dar e tot. B. Deci aflați măsura unui unghi, știind că este 1 pe 5 din complementul său. David, tradu tu. Alfa egal cu 1 pe 5. Da. Din complementul său. 90 minus alfa. Din 90 minus alfa. Bravo. Și lucrează tu, zi. Unde rezultă că alfa este egal cu 90 de grade minus alfa supra 5. Da. Egal cu un pozitiv 5. Așa, pozitiv egal cu pozitiv 5. 5 alfa. Corect. Egal cu 90 de grade minus alfa. Adunăm alfa. 6 alfa egal cu 90 de grade. Și alfa este egal cu... 90 supra 6. 15. Corect. Următorul lucrezi tu, Daria. Aici aș fi vrut, dar de ca să nu mai trebuie timpul, deci am... Eu da, acum, aici 5 alfa egal cu 90 minus alfa. Dar așa, 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 nu mai voream să scriu din nou. Deci aflați măsura unui ce? Aflați măsura unui nu știind că este 1 pe 3 din complementul său, Daria. Deci alfa, stai. Alfa egal cu? Așa, alfa este egal cu 1 pe 3. Din? Complementul său. 90 minus alfa. Corect. Și repede lucrăm acum. Și 3 alfa este egal cu 90 minus alfa, de unde rezultă că 4 alfa este egal cu 90 de grade și că alfa este egal cu...
Pentru alfa egal cu cât? 9 de grade. Și că alfa este egal cu 22. Hai, acolo trebuie să facem împărțirea. 20 împărțit la 4. 22 de grade și 50 de minute. Că, de ce ai zis tu și 50? Pentru că rămâne 2 grade și facem 2,60, 120 împărțit la 4 de... 120 împărțit la 4? 30. Deci 30 de minute. Și la D mai avem. Aflat măsura 1, Davide, știind că este 1 pe 15 din suplamentul său. 1 pe 15. 120 minus alfa egal cu 180 minus alfa supra 15. Da. Unde așa, da, corect. Unde rezultă că 15 alfa egal cu 180 minus alfa, adunăm alfa, de unde rezultă că 16 alfa egal cu 180 și de unde rezultă că alfa este egal cu 180, da. Da. 180, da. Facem împărțirea aia. Ai făcut o dată? Nu pot. 4,60 egal cu 11 grade. Lasă-ți să fac el împărțirea, fie exercițiul lui. 11 grade ori 11 grade și 4. 11 grade și... 5. Poți vă spui? Da, știu, te vedem. 176 de Davide, rămân 4 grade. De ce 4 grade? Păi 176 de 11 ori. Ah, da! 4 grade rămân. Și cele 4 grade trebuie să le împărțim la cât? Nu, trebuie să înmulțim cu 60 și apoi să împărțim la 16 și dă 15. 4, 6, 24, deci 240 împărțim la 16 și dă 15. 15 minute. Perfect. Mai facem un exercițiu. Ca să terminăm capitolul ăsta, domnul profesor. Complementul, fiți atent, acum vă dau pe spate, domnul. Ei dau pe spate. Și rândul tău, rândul lui, dar ați învățat o groază de chestii azi. Deci, atenție, Davide și Daria, și domnul profesor, că vă uimesc cu asta. Și Mario. Eu am început. Așa, mulțumesc. Complementul suplementului unui uni are măsura de 75 de grade. Luați-o pe asta, domnul profesor. Nu am o idee. Complementul suplementului. Adică poți să spun că... Stai-te-ți ideea. Scrie-o, Davide. Dacă e complementul suplementului, este 80 minus alfa... Complementul e 90 minus alfa. Deci complementul suplementului unui unghi are măsura de 75 de grade. 180 minus 280. 90 minus alfa. Deci complementul suplementului unui unghi. Pot spune 90 minus alfa supra 180. Nu, nu supra, nu zici la cot. Deci complementul suplementului. Adică o 90 minus alfa... Dacă zici complementul unui unghi alfa, cum zici? Adică spun 90 minus alfa. Dar complementul suplementului? Deci 90 minus alfa... Nu, 90 minus sus. Deci 90 minus... 90 minus... 180 minus alfa. Așa. Minus suplement. 90 minus alfa. Pun în paranteză. Deci, complementul... Păi, suplementul. Păi, așa spuneam și eu, dar... Stai un pic, Daria. Vedem dacă e bine. Complementul... E complementul suplementului. Suplementul e 180 de grade, știm că vom... 180 minus unghiul. Nu zici 180, este 180, nu are rost. Când zici așa, suplementul este 180 minus unghiul.
Eu m-am gândit la deci... unghiul mare, ar fi fost 180, știu că complementul. Nu, unghiul mare ar fi fost 180. Nu, suplimentul are complement pe 75. Știu că suplimentul e 180 și complementul îmi spune că e 75. O parte din complement. Păi până la 90 mai am 15 grade. Și mai adun complementul suplimentului, zice David, da. E 75. Și mă gândeam să fac așa, dar mă... Într-un fel am unghi de 180. Da, păi ia faceți unghiul. Unghiul ăsta. Faceți-l ăla. Nu știu să înțelegi un niciun. Asta e de 180. Da, faceți un... Faceți complementul ăsta. Da, și eu așa, am acolo 75 de grade. Cine are 75 de grade? Complementul suplimentului. Complementul suplementului unui unghi este 75. Pentru că spune că un complement plus un complement egal 90 de grade. Nu poți zici complementul sau un complement. Folosește alfa plus beta egal cu 90 de grade. E cum, de exemplu, alfa e 75 de grade, spune. Da. Plus beta egal cu 90 de grade. Alfa 75 de grade. Da. Plus beta egal cu 90 de grade. Da. Și beta aici este. Beta, credem că este 15 grade. Da. De unde rezultă că ce e o beta egal cu 90 de grade plus 15 și va da 100. Pe unde ce? Unde cu ce? Jos. Hai să ne organizăm. Haideți să ne organizăm. Da. Hai să urmărim. Deci spune așa. Complement. Complementul unui unghi. Unui unghi. Complementul unui unghi, Davide, este 90 minus unghiul acela. Nu? Complementul. Ce înseamnă complementul? Complementul lui 30. Hai să insistăm pe complementul asta. Complementul lui alfa. Luăm un pic mai de jos. Da. Deci, ce înseamnă complementul lui alfa. 20 de grade. 20 de grade. Deci, 20. Alfa, alfa e de 20 de grade. Ce înseamnă complementul? Ziceți sau? Complementul. Acum. Uitați-vă. Zi, Dario. 90 minus 20. Deci complementul, adică 90 minus alfa, egal cu 90 minus 20, egal complement. Adică complementul cui? Complementul lui? A lui alfa, adică lui 20. Așa, complementul lui. Și după ce mi-ați dat exemplu ăsta, m-am gândit să fac așa, dar apoi m-am gândit 90 nu prea merge. 90 minus 180 și nu prea m-am gândit. Dar așa zice, complementul suplementului. Suplementul prin paranteză. Bun. Deci, da suplementului 180. Suplementului alfa este 180 minus alfa. Și acum, complementul suplementului este 90 minus 180 minus alfa. Nu mai trebuie să-l pun în paranteză. Neapărat. Nu complementul aceluia, a cui? Al suplementului. Dar suplementul cine este? 180 minus alfa. Este egal cu cine? 75 de grade. 75 de grade. Aflați măsurile unghiilor dacă sunt. Aflați măsura unghiilor. Mai insistăm un pic aici formularea a fost cea mai importantă. Exact. Să rezolvăm și mai facem o dată. Deoarece trebuie să ne explicăm. Dar uitați, dacă zicem complementul unui unghi, alta, cum ziceți? Imediat, cum ziceți? Păi 90 minus unghiul respectiv. 90 minus unghiul ăla. Complementul 30 de grade cât este complementul? Nu calcul în sine. Da? 60. 90 minus unghiul, deci, respectiv. Complementul unui unghi înseamnă 90 minus acel unghi. Dar complementul suplimentului, adică înseamnă nu-i 20 minus, minus... Este alt unghi. Suplimentul care este 180 minus alt. Adică e 90 minus suplimentul. Cum a pus domnul profesor, suplimentul a pus în paranteză obligatoriu? Sigur că dacă ăsta e suplimentul. Paranteză. Da. Face totul. Hai să vedem dacă tot ce lucrăm, domnul profesor. Cum lucrăm aici? Putem... putem să scădem 75 de grade. Eu aș avea 180 minus alfa în ambii. Davide, Mario, cum facem aici? Avem o scădere. Descăzutul, scăzător și restul. Și restul. Vom scrie 90 minus 75. 90 minus 75 e dar 180 minus alfa. Da. Pe asta am zis. Păi,
așa. Nu e ubiheț, așa au zis. Da? Deci când e 90 da. Minus 75 egal, egal cu 180 minus alfa. Descăzutul, scăzătorul și așa, în limbajul lui. Da. Și de aici rezultă, numai, de aici rezultă că 15 grade este egal cu 180 grade minus alfa. Adunăm alfa, să adunăm alfa. Sau cum vreți facem? Mai că mă gândeam să scad, dar n-am. Ce se cade? Da. 180. Alfa e da. Din nou da. Mare, bine, mare. Da. Scăzător, descăzut. Alfa plus 15 deci, grade alfa egal cu 180 grade. Și o să scădem 15 mm-hmm. Și alfa este egal cu 180 grade minus 15 și alfa este egal cu 165. Ei, hai să vedem dacă e adevărat. Corect. Hai să facem proba, Davide. Te rog pe tine. Complementul suplimentului lui 165. Adică facem mai întâi suplimentul 165. Care? Deci pentru alfa suplimentul 165. Care? Suplimentul. Suplimentul lui 165 de grade este egal 180 minus 165. 165 face egal cu 15 grade, da? Da. Și 90 grade minus 15 dă complementul acestuia al 15 grade, da? Complementul lui 15 grade este egal cu 90 de grade minus 15 grade și este egal cu 75 de grade. Vedeți? Aici a fost important să înțelegem așa asta. Dacă scriem relația asta, ne apucăm de ea. Dar dacă aș fi spus suplimentul complementului. Unui unic. Cum scriam? 180 minus 90, minus paranteză, 80 minus alfa. Minus 90 minus alfa, egal cu unui. Gata, am înțeles, m-am convins acum amândoi, gata, am zis. Complementul suplimentului, sau când am zis suplimentul complementului, iată, așa trebuie gândit. Da? Deci așa trebuie să... Să fim foarte atenți la formulare. Atenți, foarte, foarte atenți. Că altfel, nu le agățăm de ghișitul. De aici încolo, tot a fost într-un calcul algebric. Un calcul, să spunem, elementar, de până în clasa a doua, a treia, dar aici, aici trebuie, înțeles. Scriere relații și aici 90 minus 180, dacă faci așa, și vine plus alfa, este peste mână. Corect. Da, dar facem acolo cu... Facem... Sau adunând toată paranteza aceea, în ambii membri. Sau adunând paranteza în ambii membri, dar cel mai larg de mână să înțeleagă ei că s-a făcut așa, nu? Descăzutul, scăzătorul... Minus scăzătorul egal cu restul. Da. Diferența și aici... Așa, în felul ăsta. Deci mare atenție și gata. Deci am lucrat, ca să încheiem de astăzi, am lucrat, domnul profesor, așa, calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade, unghiuri suplimentare, unghiuri... Deci unghiuri. Complementare. Suplementare, unghiuri complementare. Suplementare. Calcule cu măsuri. Exprimate în grade. Minute. Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade. Și minute. Măsuri. Mâine lucrăm unghiuri adiacente și disectoarea unui unghi. Urmărească. În grade. Da, în grade, da. Minute. Da, în grade, minute. Și am mai făcut, am vorbit acolo și raportul a două măsuri. Da, scrie raportul a două măsuri. Două numere, măsuri. A două numere. Da, ce nici nu contează. Unde? Raportul. Numere, da, raportul. Raportul a două măsuri, am două numere. Cam așa. Numere. Am vorbit și media aritmetică. Corect. Media aritmetică. Da. Pentru mâine ne propunem să ne urmărească cei. Numere. Ne propunem deci, să lucrăm la unghiuri adiacente și bisectoare. Dacă reușim și unghiuri opuse la vârf, congruența. Aici, unghiuri în jurul unghiului. Deci tot calculul, toată atenția a fost concentrată spre noțiunea de complement și operații cu complement, exact. suplement. Ca ei se înțeleagă foarte bine, ați văzut că da? Au fost sigur, te gândi la ce înseamnă raportul a două numere. Exact.
s-a aranjat proporția aceea de acolo cum lucrăm mezi, produsul mediu egal produsul extremilor, dacă da. Nu aducem așa așa așumitor. De ce înseamnă suplimentul unui unt? Repede. Suplimentul unui unt este egal la 90 de grade. Suplimentul. E 180 de grade minus half. Minus unghiul. Și complementul? E 90 de grade minus half. Da. Cam asta a fost. Faceți final. Să nu uitați să dați like și share și să vă abonați la proba mai. La revedere. La revedere, dragilor. Da. Să se vorbesc limba munților. Uitați, poți vă spun numele. Așa. Dar păi nu te vede. Dar noi nu știm. Eu.